Consilierii locali din municipiul Deva au adoptat noile tarife care se vor practica la parcarea subterană de la piața agroalimentară din reședința de județ. Astfel, primul sfert de oră de parcare va fi gratuit, iar în următoarele 120 de minute se va plăti o taxă de 2 lei pe oră. Staționarea care durează mai mult de 120 de minute va fi taxată cu 4 lei pe oră, iar barierele de intrare și ieșire în parcare vor fi funcționale. Colegii mei consilieri au votat regulamentul cu parcarea sub piața agroalimentară. Barierele vor funcționa, va exista un tarif. Vreau să menționez că primul sfert de oră, primele 15 minute vor fi gratuite, primele 2 ore se vor taxa cu 2 lei pe oră și tot ce va depăși 2 ore staționare va fi 4 lei per oră. De asemenea, se va percepe o plată de 50 de lei pentru tichetul pierdut care se eliberează la intrarea în parcare. Totodată, în cazul unei staționări mai mari de 5 zile, se percepe o taxă de 50 de lei pe zi. Noile tarife intră în vigoare de luni, 6 iunie.